Vă salut, prieteni! Înregistrăm un profit de 504 unități în acest moment, după cele 9 bilete câștigătoare de până acum. Pentru vineri, am ales două evenimente ce vor avea loc în calificările pentru Euro 2024, în care, în mod normal, golurile nu ar trebui să lipsească. Primul eveniment, Gibraltar-Franța, un duel în care Franța pornește clar favorită, singura problemă în acest duel fiind probabil diferența de scor cu care se va termina acest eveniment. Eu voi miza pe două goluri marcate în prima repriză la o cotă de 1,45. Al doilea eveniment, Andorra-Elveția, un duel asemănător ca cel precedent, în care Elveția pornește evident cu prima șansă și cred că se va impune fără prea mari probleme în deplasarea din Andorra. Mizez pe 2 pauză, 2 final și peste 2,5 goluri la o cotă de 1,39. Să nu uităm și de meciul României, care va juca la aceeași oră în Kosovo contra unei formații destul de bună și sperăm ca selecționata noastră să se întoarcă cu un rezultat pozitiv de acolo. Vă salut, numai bine!